Mai pe scurt, ieri, într-o călătorie cu taxiul de vreo 10 minute, am aflat toate problemele țării. Abia am urcat și taximetristul, un tânăr sub 30 de ani, a și început să-mi vorbească. Cu vreo 3 ani în urmă, el a revenit de la lucru din străinătate cu gândul să rămână acasă. Dar acum este tot mai hotărât să plece cu întreaga familie. De ce? Și aici problemele au început să curgă gârlă. Ca taximetrist a dorit la un moment dat să semneze un contract cu o firmă de taxiuri pentru a acumula un stagiu de muncă. I s-a băgat un contract în care scria că indiferent cât va lucra pe zi, îi vor fi calculate doar 3 ore și a renunțat. Mai departe, maica are o mică alimentară într-o suburbie a Chișinăului. Femeia a ajuns la disperare din cauza controalelor care se produc în fiecare săptămână. În fiecare săptămână există vreo 5-6 structuri care o controlează și controalele acestea nu înseamnă decât un singur lucru, că trebuie să dea la toți mită. Altă problemă, deja care nu îl mai privește pe el, i-au vorbit despre asta șoferii de microbuze care aduc ori duc moldovenilor colete în străinătate. Mai înainte, ăștia reușeau să-și aducă pentru ei mai o roată, mai niște detergenți, mai altceva care însemnau un ban în plus la micul venit pe care l-au. Acum nimic. Dar știți de ce? Nu le sunt confiscate la vamă. După ce trec de vamă, pe traseul de la Leușeni spre Chișinău, îl așteaptă la pândă vreo 4-5 echipaje de poliție. Și trebuie să le dai polițiștilor roata, ori detergențe, ori ce ți-ai luat ție. La un moment dat, acești șoferi au căutat drumuri de ocolire prin sate. Dar polițiștii și-au schimbat și ei pozițiile prin sate. Taximetristul a lucrat în Spania și odată revenit acasă și-a cumpărat un apartament cu 2 camere la prețul de 44.000 de euro. Când i-a scris asta unui prieten spaniol, acela zice că și el și-a cumpărat un apartament la prețul de 42.000 de euro, dar de 2 ori mai mare decât ăsta la Chișinău. La un moment dat, acel prieten spaniol a venit în vizită în Moldova și ei au mers pentru un weekend la Vadul lui Vodă. Au cheltuit 400 de euro, la care spaniolul zice că mai bine s-ar fi odihnit cu suma aceasta pe Ibița, o destinație europeană a marelor bogătași. Încă bani în Moldova asta mai poți să faci, mi-a zis el la sfârșit, dar prețurile și tarifele de aici te omoară. Iar prețurile și tarife sunt mari, a mai adăugat el, pentru că jumătate din costul lor merge în buzunarul lui Plahotniuc și a bandei lui. Eu ce vreau să le spun bandiților de la guvernare? Voi puteți vă mai prefaceți că adoptați în Parlament o lege a procuraturii, că alegeți un guvernator nou la Banca Națională, că satisfaceți alte revendicări ale protestatarilor. Dar dacă nu o să faceți nimic pentru oamenii ăștia care încearcă din greu să supraviețuiască, degeaba vă mai opintiți. Mai pe scurt, o parte dintre ei o să continue să plece, dar cei care o să rămână o să vă măture pe toți, cu tot cu legea procuraturii și cu tot cu guvernator nou la Banca Națională.